Deși nigerianul Kehin de Fatai a fost transferat de la Astra Giurgiu la formația belgiană Bruges, patronul giurgiuvenilor Ioan Niculae nu a uitat de rugămintea atacantului de a-l ajuta să obțină cetățenia română. Deja Federația Română de Fotbal a început demersurile pentru acordarea cetățeniei, mai ales că Fatai este căsătorit cu o româncă și nu trebuie să aștepte 8 ani. Patronul Astrei spune că Fatai vorbește foarte bine limba română, iar pentru nigerian ar fi o mare onoare să fie cetățean român. Totodată, atacantul a declarat recent că își dorește foarte mult să joace pentru România, mai ales acum la barajul cu Grecia. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Tineretului, Carmen Tocală, a declarat marți agenției Mediafax că Parlamentul României ar putea să-i acorde atacantului nigerian Kehin de Fatai titlul de cetățean de onoare care i-ar permite să evolueze pentru naționala României în barajul cu Grecia. Tocală a adăugat că s-a depus un dosar al jucătorului echipei FC Bruges la Ministerul Tineretului și Sportului, care va fi analizat în regim de urgență în cadrul ședinței de guvern de vineri. Fatai a venit la 17 ani în România și ar putea fi primul fotbalist naturalizat din prima reprezentativă a României.